Concursul regional Medicii de Mâine se desfășoară de 11 ediții la Colegiul Național Radu Greceanu din Slatina. Într-o demonstrație impresionantă de susținere a tinerilor pasionați de medicină, Primăria Municipiului Slatina continuă tradiția sponsorizării și organizării acestui prestigios concurs. Evenimentul a devenit un reper în comunitate pentru descoperirea și încurajarea tinerilor talentați în domeniul medical. 145 de elevi de gimnaziu și liceu din mai multe județe ale țării au participat la această competiție cu entuziasm și implicare. Ca noutate, deja cei care susțin proba la clasa 11, avem două secțiuni de anul acesta, dând șansa elevilor care deocamdată nu au susținut nicio simulare de admitere la facultate să dea prima simulare pentru Corint și Barusul ăsta care se dă în cele mai multe centre din țară la admitere la medicină. Mi se pare uimitor cum s-a putut, implementa acest concept. Într-un fel ne ajută să prindem încredere în noi și ne ajută să ne dezvoltăm mai bine pentru viitor. Eu n-am doresc să salvez oameni și o să fac cu cel mai mare drag și chiar îmi doresc să fac asta. Ce e importantă meseria? Este în primul rând importantă pentru a-mi dovedi mie că pot să învăț ca să ajung ceva, dar în al doilea rând și pentru a-i salva pe oamenii din jurul meu. Mi-a plăcut foarte mult să salvez oamenii, nu mi-am dorit niciodată să primesc ceva în schimb și asta mi-am dorit și îmi doresc să rămân tot aici în România. Nivelul de dificultate al subiectelor a fost unul ridicat, fiind, de fapt, o altfel de simulare a examenului de admitere la facultățile de medicină din țară. De-a lungul anilor, concursul a devenit un prilej deosebit pentru elevii din Slatina și din alte județe ale țării, oferindu-le o platformă de testare a cunoștințelor medicale, dar și ocazia de a-și demonstra abilitățile practice. De la diagnosticarea rapidă a unor afecțiuni comune până la aplicarea corectă a măsurilor de prim ajutor, tinerii au avut un mediu ideal pentru a-și exersa aptitudinile. Cu sprijinul autorităților locale și entuziasmul copiilor, concursul Medicii de Mâine din Slatina continuă să fie un exemplu de tradiție și dedicare pentru viitorul medicilor. La ediția de zilele trecute, printre câștigători s-a aflat și un copil din Slatina. La gimnaziu, premiul întâi a fost obținut de un copil din Telorman, iar la liceu, la cele două secțiuni, câștigătorii locului întâi sunt o elevă de la Colegiul Național Ion Minulescu și un elev de la Turnu Măgurele.